unido, jamás será vencido. Indigenii din nordul Argentinei au demonstrat la Buenos Aires pentru a-și cere pământurile și bogățiile subsolului. Ei au protestat și față de guvernul regional din provincia Jujuy, unde trăiesc, pe care îl acuză că le violează drepturile și le persecută reprezentanții. Hoy llegamos a Buenos Aires, en una marcha al tercer marón de la paz. Venimos por un objetivo, que se baje la reforma, que se anule totalmente esa reforma. Por eso es esa marcha. Hacemos esa marcha por nuestros derechos, por nuestras tierras, por nuestras aguas, por nuestros recursos naturales. Por eso venimos esta marcha desde el último rincón de la provincia de Jujuy venimos. Indigenii au străbătut peste 1800 de kilometri pe jos sau cu autobuzul pentru a sărbători Ziua Mamei Pământ. Quieren vender las salinas que implica eso que está enganchado ahí la YPF o la, lo que venden la nafta, el gasoil, ahora quiere vender el litio en nombre de la energía limpia, pero a costa de contaminar la salina, destruir la puna, los valles, Jujuy y envenenar a nuestros pueblos. Deplasarea indigenilor pe o distanță atât de mare reproduce primul marș al păcii din 1946, când comunitățile nativilor sud-americane au dorit să-și apere pământurile. Provincia Jujuy este afectată de o gravă criză politică după aprobarea reformei justiției inițiată de guvernator. Gerardo Morales va fi și candidatul opoziției pentru postul de vicepreședinte al Argentinei. Noua Constituție a regiunii îngrădește dreptul indigenilor de a protesta față de confiscarea pământurilor pentru a extrage litiu.